genul programului Talk Show. Bună ziua și bine v-am regăsit la Tu ai cuvântul. Că tinerilor din ziua de astăzi le este teamă să mai facă măcar un copil, asta o știm cu toții. Motivele sunt multiple, însă de cele mai multe ori lipsa banilor, siguranța zilei de mâine, care din păcate nu mai prea există, sunt principalele motive. Despre numărul nou născuților din județul Hunedoara pe parcursul anului 2013, dar și despre căsătoriile încheiate pe parcursul aceluiași an și, bineînțeles, vom discuta și despre divorțuri astăzi cu invitata mea, doamna Monica Gânscă, directorul executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara. Bună ziua, vă spun la mulți ani, pentru că în acest an nu ne-am văzut în această formulă. Bună ziua și la mulți ani, vreau să vă transmit și dumneavoastră și tuturor locuitorilor județului Hunedoara. Și dumneavoastră, telespectatorii, dacă aveți întrebări vis-a-vis de subiectul pe care îl vom aborda astăzi, vă invit să sunați la numărul 0354-738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Cum spuneam, tinerilor le este destul de frică, dacă pot spune, în această perioadă, să se mai gândească și la un copil, cu toate că înainte de a porni la drum în cuplu, întrebarea este când te căsătorești, apoi urmează când un copil. Întrebare de care în ultima perioadă se cam tem tinerii. Cu toate acestea, cifrele și la nivel național, de fapt că nu sunt îngrijorătoare doar la nivelul județului Hunedoara, ci la nivel național, nu sunt chiar atât de îmbucurătoare, dacă pot spune, și mai ales dacă este să ne raportăm și la numărul deceselor, da, lucrurile păcate, devin și mai tragice. Și la nivelul județului Hunedoara, discutând în această emisiune despre anul 2013 ca un fel de bilanț al activității Direcției de Evidență a Persoanelor, tot numărul deceselor sunt cele mai mari, este pe primul crescător loc, decât exact numărul nașterilor în decursul anului 2013. Raportat la cifre total acte întocmite la oficiile de stare civilă din județul Hunedoara, naștere avem 3271, iar decese avem 5490. Deci o cifră îngrijorătoare, da, aproape dublu, din păcate. Probabil problemele de zi cu zi ale populației și cum spuneam, se regăsesc în siguranță, exact, lipsa banilor, lipsa unei locuințe. Da. Acestea sunt principalele motive, dacă pot spune, pentru care tinerii aleg să nu facă un copil. Cu toate că cred că și statul, într-o oarecare măsură, îi sprijină. Spun într-o oarecare măsură pentru că se poate și mai bine. Da, nu sunt în măsură să vă explic, să te exprim părerea cu privire la scăderea numărului de nașteri, dar din ceea ce am constatat, și numărul de căsătorii este mai mic față de alți ani și crește numărul divorțurilor, deci cumva s-a schimbat un pic și modul de organizare al societății. Probabil e alt mod de a gândi, altă mentalitate. Da, și există care și alte priorități, mai ales la tineri. Cred că a ajuns cariera să fie pe primul loc, apoi în temerea familiei. Din păcate, da. Deși n-ar fi normal un copil să-l pui la alegere cu
cariera, dar, din păcate, pe cifre, doar raportat la numărul de acte încheiate la nivelul județului Hunedoara, așa se evidențiază. Și de cele mai multe ori cifrele vorbesc. Da, cifrele. Și la căsătorit, tot așa, avem un număr de acte încheiate de 2298. Divorțurile cuantificat doar raportat la divorț pe cale administrativă. În acest an, divorțuri la nivelul direcției 124 de solicitare de numere din registrul de divorțuri. Precizez că divorțul pe cale administrativă, respectiv către noi, depunerea dosarelor la oficiile de stare civilă în decursul anului 2013 a scăzut un pic, deoarece s-au introdus o taxă obligatorie pe care trebuie să o plătească cei care depun documentele necesare pentru divorțul pe cale administrativă. Au fost în anii trecuți, când această taxă nu era prevăzută de legislație, ci fiecare primărie, unitate administrativ-teritorială, la alegere avea posibilitatea să impună o taxă mai mică. La acest moment, datorită acestei taxe, numărul solicitărilor adresate către oficiile de stare civilă este în scădere și, în consecință, acest număr de 124 de divorțuri nu e relevant, dar din numărul de mențiuni trimise către exemplarul 2, care se află la noi în păstrare la Direcția de Evidență, am putut exprima această părere, opinie, că au crescut numărul divorțurilor. Toate comunicările se transmit și operăm această mențiune pe actele de naștere ale celor care divorțează. Și am văzut că, într-adevăr, au crescut un pic și numărul divorțurilor. Chiar dacă s-a introdus această taxă, oamenii încă aleg această cale de a pune capăt unei căsnicii. Nu știu dacă aveți datele acestea, însă aș avea o curiozitate. Cei care aleg să divorțeze, care este vârsta lor? Sunt cei mai tineri sau cei mai în vârstă? Din ceea ce am constatat, raportându-ne tot așa la ceea ce am primit noi la nivelul instituției noastre, partea până într-un an de căsătorie sau peste anumiți ani mai 30-40. Deci undeva la începutul căsătoriei, dacă nu reușesc să se înțeleagă și cazuri în care la niciun an după ce au spus da în fața ofițerului stării civile, au venit să se despartă. Da, și cele mai multe cazuri, când am mai fost la colegii noștri în județ, în activitatea noastră de coordonare și în control la oficiile de stare civilă, tineri foarte degajați, un cuplu a venit, am crezut că depune actele pentru oficierea căsătoriei, dar ei au venit de mână și au depus dosarul pentru divorț. Deci se poate și într-o formă mai frumoasă decât să fie cu ceartă și probabil nu ne ajunsurile, problemele de zi cu zi. Oricum, dacă este să comparăm ce a însemnat și ce însemna căsnicia acum 30 de ani și ce înseamnă acum, cred că am mai discutat o oră pe acest subiect. Spuneți că sunt totuși persoane care după 30 de ani de căsnicie vin la fel de mână să se despartă sau nu acolo? Nu mai știu de mână, dacă nu am văzut aceste situații după 30 de ani, dacă vin de mână sau nu. E foarte mult de discutat am spus și repet, probabil și societatea în sine a suportat anumite modificări și atunci totul se răsfrânge și asupra acestei viața de familie de zi cu zi. Și, din păcate, se ajunge și la astfel de situații neplăcute. Avem și un telefon. Alo, bună seara! Să rămână, doamnelor, și mă bucur, doamnă dragă și tânără, că ați abordat o temă foarte importantă și foarte de luat în seamă, pentru că dacă nu moare națiunile. Am mai spus odată că am ascultat un doctor, că eu știți că mă uit mai mult spre
spre Pădurea Neagră decât spre Pădurea Pesc, pe Marea Neagră, că am mai multe de învățat. Și spunea un doctorant că peste 200 de ani vor fi 500 de unguri numai și 1 milion de români. Așa de mult va scădea, nu pe internet și povești, își cercetări în acest domeniu. Vreau să spun cu căsătorire. Eu când am fost copil, tot așa, că de asta vă spun, acum nu de mine e vorba efectiv, dar există încă dovezi clare că a divorța pe vremuri era o rușine. Mama era tânără, a lucrat milițeancă la, adică nu era îmbrăcat o milițeancă, dar era la serviciu acolo la miliție. Și ori dat-o la satul popular, acum unde... Dacă așa unde, se numea în acele vremuri. Ori dat-o așa și dacă divorța o cucoană, tătă deva știa, era o rușine, era o degradare, ora, acum e la modă, e la modă și sigur că copilul crește ca și mine. Dar vedeți mă puțin, da? Vă rog, da, da. Probabil că în zilele noastre există atât de partea bărbatului cât și de partea femeii și acea independență financiară. Și atunci, decât să... Cel puțin acesta este punctul meu de vedere. Decât să nu se înțeleagă și poate mai este și un copil la mijloc, da, cred că mai bine aleg această cale. Deci este foarte greu ca o mamă singură să fie și mamă și tată. În condițiile în care foarte greu am crescut, de aia poate să așa cum probabil mă judecați greșit, pentru că eu am trecut prin viață foarte greu, dar o lupaică grijește de pui. Nu se gândește la cifre. De exemplu, am multe cunoștințe, foarte multe cunoștințe, pentru că dacă din satul ăsta, acum v-ați constatat, e foarte greu. Orice regim crește greu un copil. Aici nu ne uităm la cifre, ne uităm la dorința de a iubi cu adevărat un copil. Dacă nu iubim, putem vorbi la telefon statistic, că asta e niște matematică, nu se pune suflet, nu se pune dorință. Deci totul ce vorbește doamna e matematică. Dar așa ca doamna să vorbească ca o mamă, adică ce ar crede ea despre aceste probleme? Pentru că e ușor să avut la televizor și că vai să-l dăm, că prostul trebuie l-o dat. Bine, am prezentat niște date. Da, exact. Eu vă spun din viața mea. Tocmai ca să vedem care este diferența între ce se întâmplă în urmă cu, știu eu, 5 ani și ce se întâmplă acum. Vă rog. Cunoștințele biblice, că de mic copil citim mătușa mea din Biblie, am fost la toate religiile, că nu sunt religios, deci eu cred în... Deci mă citat din Biblie și bunicii mei, mătușile mele tot. Deci noi acum avem un caz în familia noastră pe o nevoată de-a mea, tot așa de 24 de ani, nu-i căsătorită și gravidă. Noi suntem conștienți că suntem niște foști comuniști egoiști, care zicăm pe comuniști, dar nu ne-am dat seama că ne-am bogățit pe fundațiile comunismului. Și destul de rău. Deci mi-aduc aminte că eu când am muncit, am dat la stat, nu știu, 120 lei că n-am aveam copii, și fete și băieți. Să nu ziceți că lumea suntem pe vrea comuniștilor. Deci și nemții, am înțeles că și ziua de astăzi iau din salar, că nu pot să dea la fundație, că dau pentru fundație și ajungă la nunta lui soră sau nu știu care. Deci trebuie făcute niște chestii, ca de exemplu să ai puteți să dea statul bani. Nu mă bazez eu pe dacă îmi dă, dacă nu mă las la mormine. Exact. Că fundația Tanda, fundația Manda. Și banii nu merg cu netrăbă mele, că nepotul meu din Oltenia face nunte și dau făină și zașurile de la ajutoare. Că eu știu cazuri sigure. Adică să fiți o mamă adevărată, doamnă dragă, vorbiți într-adevăr și ca serviciu, dar vorbiți ca o mamă, că am crezut că ne cunoaștem cu soțul nostru, cu Gânscă. Cred că a fost coleg. Vă mulțumim și noi pentru intervenție. O seară plăcută vă dorim. Da, cum spuneam, am prezentat câteva cifre tocmai pentru a putea face diferența și a ajunge la discuția pe care am purtat-o mai devreme și cu domnul Neacșu, pentru că ce se întâmpla în urmă cu 5, cu 10, cu 20 de ani, nu știu dacă se va mai întâmpla vreodată în România până la urmă. E o problemă foarte complexă care nu... poți să discuți despre o problemă atât de importantă în decursul a o timp limitat, o oră.
Eu am venit să prezint o situație din punct de vedere statistic, raportându-ne la ceea ce practic e activitatea de zi cu zi al instituției noastre. E o problemă care au cercetat-o mai mulți filozofi, mai mulți oameni de știință și probabil n-au ajuns la niciun consens. Nu ne-am propus în seara asta să venim să discutăm pe marginea problemei filozofice a ceea ce se întâmplă cu societatea românească sau nu doar cu societatea românească, că nu trăim undeva izolați, trăim în această lume unde s-au schimbat în decurs de 20 de ani, dacă ne raportăm doar la căderea regimului comunist și la tot ce s-a întâmplat în Europa, raportându-ne doar aici la noi în țară, și atunci, bineînțeles că are o influență din mai multe părți care trebuie discuta mai mult și altfel pusă problema. Ba mai mult, poate raportându-ne și la ceea ce înseamnă religia, la conștiința fiecărui om. Pentru că exact, dacă este să discutăm despre divorțuri, aici este foarte importantă și religia. Pentru că și nașterea, toate pleacă de la ceea ce ți-ai propus. Dacă pleci în viață, probabil și părinții noștri au avut probleme la un moment dat. Cu siguranță. Dar nu la prima ceartă au mers în instanță sau la starea civilă să divorțeze. Sau nu și-au lăsat copilul în tomberon, din păcate, ceea ce exact, se întâmplă zilele caz noastre. Concret deci, care s-a întâmplat probleme în de discutat județul foarte Hunedoara. Mult. E și o problemă foarte sensibilă, o problemă care doare, din păcate, și societatea românească se... Nu discutăm de partea că suntem mai puțini români și mai mulți unguri, sau... ci doar că suntem mai puțini oameni care să gândim așa cum trebuie sau așa cum probabil au gândit părinții noștri, și atunci când încerci să-ți faci o familie, să gândești că de fapt acea familie și acel copil e o responsabilitate pe care ți-o asumi. Bine, există state, dacă e să discutăm și această problemă, unde să divorțezi nu este chiar atât de ușor. Nu poți nu-i vorba în câteva de zile... divorț ca un act. Ca o urtie, e foarte simplu, e vorba de divorț ca și concept și ceea ce presupune, mai ales când e un copil la mijloc. E o problemă foarte sensibilă din punctul meu de vedere, care necesită o mai mare discuție și o amplă discuție, nu poți așa. Și într-adevăr e dureros atunci când într-o familie sunt 2-3 copii la mijloc să se ajungă la divorț sau... Din păcate, ce să fac? Asta e viața și... Exact, aceasta este societatea în care trăim, cum spuneați și dumneavoastră mai devreme. Ar fi ideal dacă am putea noi să schimbăm. Nu se... Din păcate, chiar după totul, Revoluție s-a preluat din Occidentul nostru doar parcă partea mai urâtă. Nu am luat și lucrurile bune. Am vrut doar să luăm ceea ce ni s-a părut așa strălucitor și... frumos. Bine, acum probabil și noi am înțeles și democrația total greșit, dacă e să intrăm și în această discuție. E o discuție care nu pot să o abordez, repet, într-un timp așa scurt. Am venit să discutăm pe cifre, raportându-le la ceea ce facem noi ca și activitate al direcției de evidența persoanelor la nivelul județului Hunedoara. Și tocmai domnul punând problema că e o problemă atât de importantă și colegii noștri, că e foarte ușor se discute de către primar când mergem la o primărie în control și pe starea civilă și evidența e un pic așa privită, ce faceți acolo decât o carte de identitate sau mai faceți un act de deces sau mai mergeți la oficerea unei căsătorii unde mai primiți și o prăjitură. Nu e chiar situația așa văzută în momentul în care trebuie să, până să mergi să oficezi acea căsătorie, să întocmești mai multe documente care stau la baza încheierii căsătoriei. Documente de care până la urmă răspundeți. Pentru că da, orice exact, greșeală plus că lucrez cu omul. Situația, omul vine la stare civilă în situații de bucurie când e o naștere, căsătorie sau în situații de necaz atunci când e un deces. Lucrătorul trebuie să suporte atât starea de fericire a exact celui care vine, cât și cea de necaz.
E o situație un pic mai delicată și colegii noștri au făcut față de cursul anului 2013 și de fiecare dată cu tot felul de situații, mai ales, repet, având în vedere că populația României s-a tot mișcat odată cu liberalizarea, posibilitatea de a circula în lume și pleacă dincolo. Și odată ce trăiesc într-o altă țară, își încheie tot felul de acte în străinătate, ajung, schimbă numele dincolo și foarte greu atunci când vin la noi la ghișeu reușim să creăm o parte, o linie dreaptă. Nu se poate o persoană să aibă două nume, un nume în țară și un nume schimbat în... Și, un pic și această mai, sarcină cade în, tot pe... atribuțiile, da, să convingi omul, să explici că el chiar dacă și-a dorit să-și schimbe numele în străinătate, trebuie să aducă un document justificativ din care noi să putem să operăm și să opereze această mențiune și să-l avem și noi în evidență cu acel nume schimbat. E un pic mai delicat, e o activitate laborioasă cu multă, multă muncă. Și responsabilitate, și responsabilitate, cum spuneam, foarte și mai devreme. Pentru că printr-o simplă o greșeală mică poți să, Doamne ferește, să ajungi să omori un om, omor în sensul de a-l înhârti și după aceea foarte greu. Lucru care nu s-a întâmplat. La nivelul județului Hunedoara, de fiecare dată, colegii noștri au lucrat foarte bine și nu am ajuns la astfel de situații. Că tot discutam despre cei din de fapt românii care... Da, care au posibilitatea de a circula în... Exact, mulți dintre ei locuiesc sau mutat, au dublă cetățenie sau mai locuiesc de foarte mult timp acolo. S-au stabilit. Se întorc în țară pentru a se căsători, pentru a divorța. Există, știu, câteva luni în an în care avem perioada sărbătorilor, căsătorii. Paște, Crăciun și perioada concediilor, atunci când se întorc în țară, cel mai mult căsătorii și transcriere, adică un act încheiat în străinătate ca să fie recunoscut în România, trebuie practic un fel de copiere, transcrierea asta înseamnă în registrele și în actele de stare civilă din România. Transcrierile pentru deces, naștere și căsătorie încheiate dincolo trebuie să le recunoaștem și implicit să-i dai. Deci sunt obligați, în cu alte cuvinte, de 6 luni, să facă acest lucru. În care intră în țară, legea obligă să se prezinte la ofițerul de stare civilă de la ultimul loc de domiciliu avut în țară să depună toate documentele care sunt prevăzute de lege pentru transcrierea acestor documente. Se mai întorc și pentru căsătorii și pentru alte situații. Căsătorii dar... sau divorțuri, cum spuneam. N-am avut chiar divorțuri situație de a se întoarce în țară, dar căsătorii, da. O pot face, să înțeleg, și în țara în care locuiesc în acea perioadă, deci pot divorța și acolo, nu... Da, și tot așa recunoscută sentința în țară și se recunoaște, se operează mențiune de divorț pe act, deci se recunoaște în țară. Da, există o procedură care trebuie de urmat și după aceea se poate recunoaște acel divorț pronunțat în procedura străinătate. Nu este chiar atât de greoaie. Nu, ideea... Din păcate, cetățenii merg dincolo, se întorc în țară și în loc să-și reglementeze problemele, lasă să treacă o perioadă de timp, intervine o altă schimbare în statutul civil al persoanei respective și atunci apar problemele. Deci dacă nu se fac toate în etapă, se complică și ajunge în situația în care nu mai poți să rezolvi. Dar vedeți că probabil aici intervine în unele cazuri și lipsa de informație. Probabil că nu cunosc atât de bine ce trebuie să facă. Da, dar au posibilitatea să se adreseze și în străinătate la ambasade, la consulate și acolo există posibilitatea acestei, la noi există transcrierea actului în străinătate încheiat, la ambasad, consulat, înscriere, așa se numește, de același lucru. Procedura e la fel și atunci, practic, omul nu mai este nevoie să vină în țară să transcrie acel act încheiat în străinătate, ci are această posibilitate. De multe ori, mai bine preferă să vină în țară, să vină și acasă și să-și transcrie și actul încheiat în străinătate.
cu toate acestea, e bine de știut că o pot face și, și la ambasadă și la ambasadă. Consulate, da. O să vreau să ne spuneți așa pe scurt, pentru că mai avem un minut până la publicitate, referitor la, la nașteri. Revenim la primul subiect de astăzi. Care a fost, nu știu, fete, băieți care au fost pe primul loc în acest an la nou născuți? Am avut băieții ca și număr raportat. Numele, așa cum v-am mai spus, în situațiile în care copilul, evenimentul, nașterea se produce în România, respectiv în județul Hunedoara, că vorbim de aceste situații, nu se ajunge ca părintele să aleagă un nume mai ciudat sau mai atipic, dar avem situații în care părinții încheie actele de naștere în străinătate și în aceste situații apar un pic nume mai neobișnuite. Despre aceste nume neobișnuite, dar și cele obișnuite, o să discutăm după câteva minute de publicitate. Am revenit în direct, discutăm astăzi despre activitatea evidenței persoanelor din județul Hunedoara. Invitat în platou este doamna Monica Gânscă, directorul executiv al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara. Vă reamintesc că și dumneavoastră telespectatorii puteți intra în legătură telefonică directă cu noi la numărul 0354738888. Puteți să ne scrieți pe pagina de Facebook Tu ai cuvântul sau puteți să ne urmăriți live pe site-ul www.tvhunedoara.ro. Înainte de pauza de publicitate am apucat foarte pe scurt să discutăm despre numele alese de hunedoreni și nu numai hunedoreni, pentru că probabil au mai existat și alte persoane din alte județe care așa s-a nimerit să nască pe raza județului Hunedoara. Cu siguranță au existat și, da, și astfel de persoane. Da. Și spuneați referitor la nume, cei care vin din străinătate și da, spuneam cum se că procedează exact. Legea privind actele de stare civilă interzice sau dă posibilitatea ofițerului de stare civilă atunci când părintele vine și declară nașterea copilului sau, dacă nu părintele, reprezentantul, permite ofițerului de stare civilă să recomande sau să informeze cetățeanul atunci când dorește să pună anumite nume copilului care au o conotație mai aparte sau sunt un pic mai ciudate. Pe când în străinătate, actele încheiate în străinătate, nu există această prevedere legală și avem situații când vine cu actul pentru transcriere, în vederea transcrierii, și atunci apar anumite nume un pic mai ciudate, probabil pentru noi, dar pentru părinți reprezintă o anumită semnificație și în aceste situații luăm ca atare actul încheiat, doar îl transcriem și doar în astfel de situații, am vrut să precizez, apar un pic nume mai ciudate, dar nu. Deci înțeleg că hunedorenii au mai renunțat așa da. La nume perioadă, ciudate da. Sau exact. Ciudate pentru unii dintre pentru noi. Noi. Probabil, cum am spus, pentru părintele respectiv, acel nume reprezintă ceva. Cu toate acestea au existat și părinți care i-au pus copilului un nume mai deosebit. Au existat persoane care și-au schimbat numele sau prenumele? Din această cauză, bineînțeles. Da, sunt și situații. Ordonanța de guvern numărul 41/2003 permite schimbarea numelui, atât a numelui cât și a prenumelui, pe cale administrativă. Și în cuprinsul acestui text de lege sunt prevăzute clar situațiile când o persoană are posibilitatea să solicite schimbarea numelui pe cale administrativă. Una dintre situații este și acesta în cazul în care numele are conotație ridicolă. Am avut raportat la anul 2013 56 de schimbări pe cale administrativă. Dar cele mai multe cazuri au fost atunci când în urma divorțului soția a rămas la numele soțului din timpul căsătoriei și a dorit ulterior să poarte numele de fată. N-am avut situații
cele mai multe cazuri să fie cu nume ridicole și persoanele astfel să dorim să-și schimbe numele. Există și posibilitatea când persoana în cauză are nume de familie sau nume format din mai multe cuvinte. Deci se poate și renunța la unul dintre prenume. Poate renunța sau când este cunoscut în societate cu un anumit nume, persoana poate să aducă declarații de la cunoscuți sau colegi sau persoane care știu că e cunoscut cu acel nume în societate și se poate alege un alt nume. Atât am spus, atât numele cât și prenumele persoane se poate schimba pe calea administrativă. Bun, am lămurit și acest aspect cu schimbarea de nume. Cei care doresc au această posibilitate. Există posibilitatea, dar se adresează tot așa la locul de domiciliu. Dosarul este transmis către noi, direcția județeană. Noi facem propunerea și președintele Consiliului Județean de dispoziție de admitere sau de respingere schimbării cerere. Pe cale administrativă, respingere în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de textul de lege, se poate și situația de respingere a acestei solicitări. Da, pentru că probabil au mai venit și la dumneavoastră persoane care s-au plictisit, dacă pot spune, de numele pe care îl au și doresc așa doar... Nu există motiv prevăzut de lege plictiseala și atunci în condițiile normal se respinge cererea acestora. Da. Că tot discutăm de nume, de... există în județul Hunedoara persoane care au cărțile de identitate expirate? Da, din păcate. Pentru că suntem în an electoral și probabil vor avea nevoie de aceste cărți. Da, raportat la nivelul județului Hunedoara, situația, deci cifrele sunt la sfârșitul anului 2013, luna decembrie, avem 14.048 de expirați, persoane expirate care n-au solicitat eliberarea unei cărți de identitate. În această cifră intră atât persoane cărora le-a expirat actul de identitate în decursul anului 2013, dar și persoane care au actul de identitate expirat de mai mulți ani. Există și așa ceva, astfel de cazuri? Există, pentru că avem o centralizare. Lucrătorii de evidență se trimite prin lucrătorii, fiind sprijiniți de lucrătorii de la ordine publică, se tipăresc invitații acestor persoane care sunt au carte de identitate expirată și le aduce la cunoștință acest lucru, invitându-i să se prezinte la noi pentru eliberarea unei cărți de identitate. Și din păcate sunt persoane care anual se întâmplă această procedură și de fiecare dată lucrătorul de la ordine publică ne precizează pe acea adresă că persoana nu a fost identificată la domiciliu. Am identificat noi că ar fi acele persoane care sunt plecate în străinătate și nu, bun, dar dintre acele... nu mai au nici o nevoie de a-și reînnoi cartea de identitate. Bun, dar tot mai există, nu știu, 10-50 de persoane care încă locuiesc în județul Hunedoara. Mă întreb, nu au nevoie de o carte de identitate? Această cifră este o cifră care este în permanență. Deci nu este o cifră fixă, pentru că, de exemplu, în 2013, 48.491 de cărți de identitate au fost eliberate la nivelul județului Hunedoara. Asta ar însemna, în mod normal, dacă ar fi o cifră statică, cele 14.048 de persoane, să scadă această cifră, dar în mod continuu, persoanele astăzi le-a expirat la 10 persoane, mâine probabil 20 și atunci, chiar dacă astăzi am pus în legalitate 10, mâine sunt 20 de persoane care, spre exemplu, aceste cifre se păstrează. Se păstrează, dar din cele mai multe situații, raportându-ne la această activitate de a invita și la ceea ce primim de la lucrătorii de la ordine publică, așa am tras ca și o concluzie, sunt mulți cetățeni care sunt plecați și nu mai au nevoie de un nou
act de identitate, da, exact, pentru România. Da, se, fiind plecați, probabil au pașaport și nu mai au nevoie de o carte de identitate. Sunt sau pot fi sancționați în vreun fel? Legislația prevede că atunci când o persoană nu solicită, există un interval în 180 de zile, poate să se prezinte înainte de expirare solicitarea pentru o nouă carte de identitate și la data la care efectiv cartea a expirat, există contravenție între 40 respectiv 80 maxim amendă pentru cei care nu solicită în acest termen de 180 de zile eliberarea unei noi cărți de identitate. Cu toate acestea? Cu toate acestea, da. Din păcate, nu se înghesuie cei care încă mai sunt, precizez, în, da, în județ să își schimbe cărțile de identitate. S-a tot discutat despre cărțile de identitate electronice sau cum să le spunem să înțeleagă toți telespectatorii noștri. Da. Ce se întâmplă cu acestea? Au fost discuții și pro și contra și o să mai fie, și o să mai fie cu siguranță. Până la momentul în care efectiv o să se producă prima carte de identitate electronică și o să vadă cetățenii că nu se întâmplă nimic, nu e nimic spectaculos, o să se mai discute. Legislația actuală prevede că la data de 1 aprilie 2014 și sper să nu fie o păcăleală, deși 1 aprilie, o să fie produsă prima carte de identitate electronică, în acest mod electronic. Unde aici vorbim de județul Hunedoara? La nivel de țară, din discuțiile care le-am avut la nivel central cu cei care ne coordonează pe linie de evidență a persoanelor, se preconizează că prima carte sau prima dată vor elibera cărți de identitate electronice direcția de PABDEP-ul de la București. Deci din cadrul Ministerului de Interne, dumnealor vor elibera prima dată cărți ca, reprezentând un centru pilot în prima fază să vadă modul în care funcționează această activitate. Și în decurs de 18 luni, cetățenii din toată țara au posibilitatea să solicite și noi, respectiv direcțiile județene sau serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor, vor fi dotate cu aparatură necesară, în așa fel încât un cetățean, dacă dorește să fie... Deci deocamdată va fi doar dacă cetățeanul dorește un astfel de, da, o astfel de carte de identitate, în să prima înțeleg fază, sau este o... data de 1 aprilie, la moment, la acest atunci moment, se vede startul. Exact. Centru pilot, cei de la DPABD vor fi cei care eliberează. În decurs de 18 luni, toate județele, implicit toate serviciile locale și județene de evidență a persoanei, se vor dota cu aparatura necesară, ulterior fiind comunicat o dată de la care efectiv vom produce și vom elibera, nu produce, pentru că există anumite etape. Odată cu introducerea cărții electronice, cetățeanul depune cererea și în format electronic va fi transmisă către București. Cei care tipăresc la acest moment și produc pașapoartele în format electronic, tot acolo se vor tipări și cărțile de identitate electronice. Nu cred că ar trebui să fie o așa mare îngrijorare. Există posibilitatea și la cărțile de identitate electronice ca cetățeanul să opteze pentru 3 variante, adică poate să solicite chiar de la această dată, când se presupune că o să eliberăm cărți de identitate electronice, cărți de identitate electronice simple, fără chip, care să cuprindă mult discutatul sau, chip. Exact, sau și posibilitatea, oferind cele care au chip și amprentă, un avantaj pentru cetățeni, identificarea în anumite sisteme ale Ministerului de Interne, posibilitatea de a avea acces la anumite servicii, în special serviciile medicale pentru acel card de sănătate. Nimic nu-i stabilit clar la acest moment. Deci nici acum nu există exact precizările, doar precizări clare, concrete. Cadrul legislativ la acest moment există, ordonanța 82, care specifică aceste etape, modul
lor de realizare, dar pe parcurs, în funcție de ceea ce se va întâmpla în decursul acestor 18 luni, ni se vor comunica toate specificațiile tehnice. Sau... Deci pentru început se dorește totuși să se vadă cum merge treaba, exact. Dacă merge, unde trebuie modificări. Un an mai greu pentru noi, atât din punct de vedere că o să avem alegeri și cetățenii rugăm să vină să-și reînnoiască cărțile de identitate pentru a putea să prezinte la vot și din punct de vedere al evidenței și al informatizării evidenței o să avem multe noutăți și un pic mai greu, un an mai cu mai mult de lucru și oricum, sperăm să da. Aveți deja experiență în urmă cu un an, cu doi ani, de fapt, dacă suntem în 2014. La fel au fost alegeri. Au fost și atunci mai mulți cetățeni cu cărțile de identitate expirate care au venit la dumneavoastră înainte de alegeri? Da, sunt situații în care cetățenii, să spunem așa, până se lasă pe ultima sută de metri și se prezintă, dar de fiecare dată atunci când sunt alegeri, serviciile locale de evidență lucrează cu o săptămână înainte și sâmbăta și duminica, oferind posibilitatea cetățenilor să vină și să-și preschimbe cărțile de identitate. Deci sunt anunțați oarecum? Da, de fiecare dată s-a anunțat atunci când a fost cazul și li s-a permis acest lucru să poată să vină, să-și reînnoiască cartea de identitate. Știu că într-o emisiune, cred că așa prin toamnă, anul trecut, când ați fost invitată în platoul emisiunii noastre, am discutat și despre acele certificate multilingve. Ce se întâmplă cu acestea? Au fost eliberate? Nu au fost tipărite, nu le-am primit, cum am spus și în emisiunea de care pomeniți dumneavoastră, ele ne sunt transmise de către București, cei care ne coordonează, n-au fost tipărite și implicit nu le-am primit pentru a putea fi eliberate. În momentul în care ni se comunică că ele sunt tipărite la București, vom avea posibilitatea să eliberăm cetățenilor care solicită astfel de extrase multilingve, care îi ajută foarte mult. Îi ajută și în acest moment, pentru că noi, ca și stat, recunoaștem extrasele multilingve eliberate la nivelul statelor semnatare ale Convenției de la Viena și, cum ați precizat și în acea emisiune, în situația în care vine cu un extras multilingv, cetățeanul nu mai trebuie să apostileze și să traducă acel extras pentru a putea fi prezentat în speță la o transcriere. Da, vor evita niște plimbări la ghișe și niște costuri, și niște costuri, exact. O anumită sumă de bani care ziua de astăzi contează. Ne apropiem cu pași repede de finalul acestei misiuni și pentru final aș vrea să ne spuneți care sunt proiectele pe care direcția le are pentru 2014. Ce v-ați propus pentru acest an? Așa cum am spus, să fie un an un pic mai greu, având în vedere aceste noutăți care apar atât pe linie de evidență a persoanelor, ne-am propus special în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor pentru a veni în sprijinul cetățenilor în acest an să înființăm un ghișeu de eliberare a cărților de identitate pentru acele cazuri speciale când un cetățean are anumite probleme medicale și are nevoie de o carte de identitate într-un timp mai scurt. Deci în prezent nu există astfel de ghișe la nivelul județului? La nivel de țară există. Sunt direcții județene în țară care au această activitate în plus de eliberarea cărților de identitate. La noi am făcut toate demersurile din ceea ce privește dotarea materială și urmează ca în momentul în care programul informatic nou va permite fi introdus, și va fi exact introdus, vom
vom reveni și vom specifica clar situațiile în care un cetățean se poate adresa instituției noastre pentru a-l ajuta în anumite situații care le-am contorizat de-a lungul timpului, că sunt anumiți cetățeni, nu avem taxă de urgență în ceea ce privește eliberarea cărților de identitate și de multe ori cetățeanul vine și spune că ar plăti o taxă pentru... Numai... Noi nu o să percepem acea taxă pentru că nu e prevăzută de lege, dar îl ajutăm cumva să rezolvăm și această problemă. Deci este posibil ca anul acesta să înființeze aceste ghișe. Da, unul singur, la nivelul direcției. Deci un singur ghișeu va fi. Da, la nivelul deocamdată. Direcției județene, da, nu sunt mai multe, nu, acum începem încet, așa. Încet, dar sigur. Exact. Bun, eu vă mulțumesc pentru și prezența în emisiune, vă mai aștept și cu noutăți și să sperăm că ce v-ați propus bune. Exact pentru anul 2014 să se realizeze, pentru că până la urmă este înspre binele locuitorilor acestui județ. Pentru că e un județ care se află la o distanță mare Valea Jiului și atunci pentru a-l ajuta pe cetățean încercăm să facem să fie bine. Vă mulțumesc, încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că și astăzi ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pentru că urmează știrile Hunedoara TV prezentate de Nicoleta Pârva. De la ora 19 Mircea Mihuleț vă așteaptă la punctul de vedere, iar de la ora 20 puteți urmări Hunedoara în 50 de minute cu Mona Lisa Hin. Eu vă doresc o seară plăcută, la revedere!